Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Hai să vedem. În momentul prezent, dar și în viitorul apropiat, din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Hai să vedem. Se pare că în momentul de față, între tine și această persoană, există o altă femeie sau există o persoană brunetă între voi. De asemenea, văd faptul că vă concentrați pe un anumit lucru în momentul de față, împreună. Lucrați la ceva. Bârfe, ok. Se pare că cineva s-a răcit aici, poate e vorba despre tine. Că am răcit tocmai pentru că ai auzit tot felul de zvonuri sau persoana asta a auzit tot felul de zvonuri și s-a cam răcit. Văd aici o persoană singură, o persoană căreia nu prea îi mai pasă despre ceea ce spune lumea. Aici simt că cineva a mințit sau nu știu, a fost o discuție foarte scurtă, dar care a spus totul, da? Totul. E ca și cum de mult timp situația asta este în acest mod. În momentul de față văd că sunteți concentrați pe ceva anume, însă văd și o persoană brunetă care are o influență mare în această relație. Fie tu, celălalt sau poate e vorba despre o a treia persoană. Pentru tine, se pare că acum îți dorești să crești, îți dorești să devii cea mai bună variantă a ta. Văd că faci parte din înalta societate sau ești foarte respectat, foarte respectat de către ceilalți. Ești o persoană independentă, sigură pe ea. Cealaltă persoană, aici poți avea o legătură fie cu un bărbat mai tânăr, fie cu un bărbat care se comportă cumva mai imatur sau un bărbat care are un aspect fizic mai tânăr. Văd aici că persoana la care tu te gândești în momentul de față, fie face multe drumuri cu o mașină, fie este o persoană mai sportivă, foarte energică, dar simt că nu este o persoană foarte serioasă. Da? În momentul de față, persoana asta vrea să copilărească. Pentru unii poate să fie o diferență de vârstă, dar și o diferență de opinie aici, pentru că, uite, tu vrei ceva stabil, serios, persoana asta cam trăiește momentul. În inima ta, tu ești o persoană foarte sinceră, care își pune inima pe tavă. Văd faptul că ești sincer sau sinceră cu această persoană. Ești o persoană foarte sufletistă. Simt că ești cineva căruia nu prea îi place să se ascundă. Da? Cealaltă persoană. Persoana asta simte că tu ești neprețuit pentru el sau pentru ea. De asemenea, persoana asta poate are niște standarde foarte înalte, are niște idei. Are de rezolvat ceva din punct de vedere personal. Da? Poate ai legătură cu o persoană ușor narcisistă în unele cazuri. Dacă relația e bună, văd aici că omul ăsta ar face orice doar să te vadă fericit sau fericită. Te vede ca pe un diamant, te vede ca pe ceva scump. În mintea sa văd aici o femeie blondă sau poate să fie vorba despre o persoană copilăroasă. Da? Văd că omul ăsta în momentul de față, așa cum am spus, are de luat niște decizii sau este sub influența unei persoane cu părul mai deschis la culoare. În mintea ta avem aici un om matur. Simt aici, așa cum ți-am spus, că tu ai o gândire foarte matură. E clar că fie este o diferență de vârstă biologică, adică o diferență de ani, fie este vorba despre o diferență din punct de vedere psihologic. Tu ești mult mai matur decât acest om, chiar dacă știu eu, sunteți de aceeași vârstă. În mintea ta văd aici o persoană mai în vârstă, o persoană sigură pe ea, o persoană care te ajută, dar eu simt aici că este vorba despre tine. Tu știi foarte bine ce vrei, dar persoana asta este foarte alunecoasă.
În viitorul apropiat, o legătură de suflet pereche, o legătură foarte frumoasă, o relație, văd aici, o întâlnire extraordinar de frumoasă, de plăcută. Într-un loc în care v-ați mai văzut. Este ca și cum dați o șansă acestei relații. De asemenea, văd că tu te vei concentra foarte mult pe un loc vechi, pe o situație care nu mai funcționează. Să vedem. Prietenie. Se pare că omul ăsta va dori să facă ceva alături de tine. Da, în viitorul apropiat văd faptul că prietenii vor avea o influență foarte mare asupra lui sau asupra ei. Își va dori să-ți fie alături, să te ajute. Faceți o activitate în comun. Pentru tine, pasiune. E clar aici că urmează o întâlnire romantică, o întâlnire frumoasă. Văd o atracție foarte mare pe care tu o vei simți în legătură cu această persoană, o bucurie. E ca și cum retrăiești anumite momente. Celălalt om. Da, e ca și cum reluați o activitate, reluați relația, e ca și cum vă învârtiți în cerc aici, da? Este ceva ce persoana asta consideră că e potrivit pentru el sau pentru ea. V-am zis, reluați o activitate sau reluați niște discuții. În mintea ta, un termen scurt văd aici. În viitorul apropiat, văd că ori nu o să te mai implici în relație și o să vrei doar să trăiești momentul de dragul trecutului, fie aici este vorba despre faptul că veți avea niște discuții legate de un termen foarte scurt, fie urmează să faceți ceva împreună în următoarele ore, următoarele zile, fie tu îi impui un termen acestui om, dar eu tare simt aici că tu nu, pur și simplu nu te gândești la ziua de mâine cu relația asta. Cealaltă persoană, obstacole. Da, omul ăsta se pare că îți va spune despre niște obstacole pe care le are. Are niște blocaje aici sau pur și simplu se va răci, da? Nu prea va înțelege de ce te comporți așa sau nu prea va înțelege această situație. Hai să vedem puțin ce-i cu obstacolul ăsta în mintea acestui om. Persoana asta simte nevoia de liniște, da? Îți va spune că vrea o pauză, da? Și îți va spune că este blocat într-o situație. Totuși eu văd aici că niște gesturi face, ceva pune în practică persoana asta, da? Și uite, văd aici că se va pregăti să facă un drum către tine. O legătură văd cu zodia Rac. Se va pregăti să vină către tine. Și uite, văd aici o legătură cu zodia Taur sau chiar niște discuții pe care le veți avea legate de o relație stabilă, de o relație serioasă. Uite, în termen scurt, e ca și cum te vrei să abandonezi relația aici. E ca și cum îi spui omului ăsta că nu se mai poate așa, da? Că nu mai poți așa, că aici trebuie să se ia o decizie cumva. Ți-am spus, omul ăsta e foarte imatur în modul de a acționa. Pentru că eu văd aici niște discuții de la suflet la suflet pe care le veți avea în viitorul apropiat. Dar totuși pentru tine văd bucurie. Hai să vedem în continuare. E clar că voi sunteți destinați aici să fiți împreună, apare un noroc neașteptat, apare o șansă și se întâmplă un eveniment care trebuia să fie așa. Hai să vedem, pentru tine, muncă. Se pare că vei fi concentrat foarte mult pe muncă după această întâlnire sau după această discuție. Văd faptul că vei avea ceva de rezolvat aici sau poate chiar împreună cu acest om. Cealaltă persoană, libertate. Persoana asta se pare că va face o călătorie undeva anume sau va încerca să se bucure de viață, nu știu, simte libertate. În inima ta bani, deci uite, îți vin bani sau te simți apreciat, te simți bine. Poate să-ți facă un cadou aici. Te simți norocos, sănătos. Ce simte celălalt? Da, cealaltă persoană văd aici că se va simți foarte liberă, foarte bine.
în mintea sa familie. Deci persoana asta își va dori o familie, fie cu tine, fie, văd aici că va fi cu altcineva. Dar totuși cred că e vorba despre tine, pentru că, uite, această carte vorbește despre faptul că tu vei deveni independent, independentă, vorbește despre faptul că vei avea mai multă încredere în tine și chiar în această persoană. Dar hai să vedem ce se întâmplă, că ceva se întâmplă de lucrurile o iau razna. Bun, este ceva legat de o claritate, deci se clarifică o situație. Hai să vedem ce această carte. Bun, are legătură cu o călătorie îndepărtată sau are legătură cu un mesaj? Uite, niște discuții, niște planuri pe un termen mai lung pe care cineva și le face sau pe care vi le faceți împreună. Și poate să fie ceva legat de o sumă de bani, de o casă. Pentru alții poate avea legătură cu o afacere. Da? Uite, regele de cupe. Mai văd o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești. Atunci când stați la un pahar de vorbă, atunci veți discuta chestia asta. Dar hai să vedem pentru cealaltă persoană, ci cu libertatea. Persoana asta, uite, se va elibera dintr-o situație toxică în care este de foarte mult timp. Și aici poate să fie vorba despre un cerc de prieteni, despre anturajul său, despre familie, casă. Se va bucura aici, da? Se va bucura, dar uite să știi că va avea niște secrete. Secrete legate fie de un cerc de prieteni, fie de familia sa, fie este o persoană care îți va spune că vrea ceva, dar discret cumva. Uite, pentru tine mi-a ieșit cartea familiei, deci este clar aici că tu rezolvi ceva foarte important pentru tine. Da? Și în urma unei discuții pe care o veți avea, repet, lucrurile se schimbă radical pentru tine. Da? Și îți clarifici foarte mult situația, foarte mult. Hai să vedem puțin și un mesaj special pentru tine. Să vedem despre ce este vorba. Este vorba despre compasiune. Aici se cere multă compasiune între voi, da? Văd pace, văd liniște, văd că o să vă înțelegeți bine. Și mai văd, uite, dorințe îndeplinite. Deci cineva are aici o dorință care se va îndeplini. Să vedem și îngerii romantici. Aici ți se spune că trebuie să vă cunoașteți mai bine, pentru ca relația să fie mai închegată, să fie mai sigură. Să vedem celălalt. O vacanță. Persoana asta va dori să meargă într-o vacanță cu tine sau va dori să petreacă timp alături de tine, să se relaxeze. Dar văd aici și o despărțire. Da? Fie este o pauză din relație, fie persoana asta trebuie să renunțe la ceva. Pentru că eu totuși văd aici o codependență, văd o relație toxică și din nou mi-apare separare. A venit timpul ca cineva să se separe. Fie tu, fie această persoană. Da? Dar uite, chestia asta se întâmplă foarte rapid, pentru că foarte rapid se va decide această situație. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi și de asemenea să ne revedem cu bine și la previziunile pe zodii de pe celălalt canal de YouTube. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.